Avem nevoie de o altfel de Românie. De o Românie a lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a transformat radical un oraș important din inima României. Și asta o știu milioane de români care au vizitat Sibiul. Pe voi, dragii mei, vă cunosc cel mai bine. Și voi mă cunoașteți pe mine cel mai bine. Haideți împreună să schimbăm fața României! PNL Sibiu a înțeles perfect mesajul pe care l-a transmis societatea atunci când a dărâmat un guvern. Și a spus nu corupților. A spus nu cinismului. A spus nu interesului personal al oamenilor politici în detrimentul cetățeanului de bună credință. Pentru toate aceste lucruri, pentru toate aceste mesaje pe care dumneavoastră le-ați transmis, noi suntem astăzi aici. Vă spun că am făcut eforturi să corectăm ceea ce nu a mers. Am pus oameni integri pentru Parlament. Și am spus că la noi, în Sibiu, integritatea nu se negociază. La noi, în Sibiu, orice persoană cu suspiciuni de corupție a făcut un pas în spate sau a plecat pe la alte partide. La noi, în Sibiu, am pus pentru Parlamentul României oameni care chiar au muncit în Parlament, în comunitatea noastră sibiană, în partid. Avem cu cine? Avem oameni de valoare. Avem voință. Vrem să îndreptăm lucrurile. Am înțeles ce am greșit. Ne propunem un premier profesionist și cu bun simț. Și cred că România va fi mai câștigată dacă va avea un guvern al Partidului Național Liberal și Sibiul va merge înainte. Și România va merge înainte.